Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului Bursier investește la bursă. De data aceasta discutăm despre cum investești acolo sus pe maxime. Este bursa scumpă? Sunt companiile de la Bursa de Valori București scumpe? Mai merită să cumperi la prețurile astea? Voi încerca să răspund la toate aceste întrebări și să fac așa un tutorial despre investițiile pe maxime, să vedeți cum ar trebui să evaluați oportunitatea de a investi într-o astfel de companie pe care o vezi acolo sus și zici că probabil e foarte scumpă, nici nu are rost să mai investesc. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Rareș Mihailă, sunt un simplu investitor din Târgu Mureș, iar voi, dacă sunteți interesați de domeniul investițiilor la bursă, vă puteți abona acestui canal, Investește la bursă, deoarece veți găsi peste 100 de materiale video din care puteți să învățați cum să analizați și cum să descoperiți acele companii în care chiar merită să investești. Haideți să trecem și la prezentarea pe care v-am pregătit-o. Cum investești pe maxime? Merită să mai cumperi la prețurile astea? Înainte să trecem la prezentarea pe care v-am pregătit-o, vă readuc aminte că pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Tutorial găsiți un tutorial absolut gratuit de investiții din care puteți să învățați cum să descoperiți acele companii în care chiar merită să investești. Veți avea materiale video, materiale în format PDF și multe, multe alte lucruri interesante. Așadar, profitați de acest tutorial, deoarece este, până la urmă, absolut gratuit. Haideți să vedem cât de scumpă este bursa la acest nivel. Vedem că am avut o evoluție ascendentă după prăbușirea din 2008-2009 și suntem aproape de pragul de 12.000 de puncte. Este scumpă bursa, mai merită să cumperi la prețurile astea. Voi încerca în acest material/tutorial. Să vă explic cum văd eu lucrurile și cum cred că ar trebui să evaluăm o investiție într-o companie pe care o vedem, așa sus, de tot aproape de maxime. De-a lungul timpului am descoperit foarte multe preconcepții pe care le-am avut și eu și văd în continuare că mulți investitori începători le au. A crescut destul de mult compania asta, sigur o să scadă. A scăzut destul această companie, de acum trebuie sigur să crească, nu mai are unde să scadă atât de mult. Uite ce sus a ajuns prețul, e prea scumpă compania asta cât mai poate să crească. Aștept o corecție de 20% ca să mai cumpăr, acum e prea sus prețul. Sigur, ați, aveți și voi astfel de preconcepții, le-am avut și eu și le văd deseori pe rețelele sociale. Ce trebuie să înțelegem încă de la bun început e că evoluția unei companii pe bursă, o evoluție de acest gen, cum a avut Nuclear, nuclear Electrica, nu era posibilă dacă rezultatele financiare ale companiei nu uh, erau bune, dacă business-ul companiei nu evolua bine. La fel și în cazul băncii Transilvania. Re evoluția acțiunilor băncii Transilvania. A fost strict corelată și cu rezultatele financiare mai bune raportate de bancă. Și probabil, mulți dintre voi, uitat, dacă vă uitați pe acest grafic, veți zice că. Uite, la 2,8 e scumpă banca asta, nu mai merită să investești în acțiunile băncii. Probabil așa au zis și cei care se uitau la 1,4, undeva aici, în 2017, sau la 1,9. Ar fi zis mulți că e scumpă banca, peste 2 lei sigur nu poate să meargă. Și uite, suntem la 2,8 lei. Cum investești pe maxime? Atunci când te uiți la graficul unei astfel de companii și te gândești dacă merită sau nu să investești, trebuie să înțelegi să faci o evaluare a business -ului. Trebuie să evaluarea companiilor devine critică. Și trebuie să uh, descoperi acele companii care încă mai au potențial de creștere. Trebuie să înțelegi contextul, în care, uh, contextul de piață în care ne aflăm și să vezi care sunt acele business care pot fi favorizate de acest context. Trebuie să studiezi planurile bugetare ale companiilor și să vezi cum sunt ultimele rezultate financiare în raport cu aceste planuri bugetare. Poate să atingă compania ținta de buget pe acest an, poate să o depășească și trebuie mai ales să pui matematica la muncă. Și asta o să facem în continuare. Și o să vă dau câteva exemple de companii care sunt scumpe, dar și ieftine în același timp. Depinde cum te uiți la ele. Bun, metoda clasică de evaluare presupune evaluarea unei companii listate la bursă pe baza multipliilor de preț. Există mai multe metode de evaluare. Noi ne vom opri în acest scurt tutorial la multiplu price per earnings. Există mulți alți multipli de preț pe care îi putem folosi, dar nu avem timp în acest material, probabil cu o altă ocazie. Multiplele de preț reprezintă o valoare numerică prin intermediul căreia noi investitorii putem aprecia valoarea unei companii în raport cu rezultatele financiare anunțate, deoarece vă spuneam că evoluția unei astfel de companii este strict legată de rezultatele financiare, nu de graficele și analizele tehnice făcute de diversi investitori pe rețelele sociale. Și unul dintre multiplii la care se uită mulți investitori este acest price per earnings, capitalizare supra profit. Adică, cum este evaluată compania în raport cu profitul anunțat de acea companie de la un an la altul? Păi, acum, care profit? Că este profitul pe anul 2020, profitul pe ultimele patru trimestre, profitul pe anul 2021? La ce profit ne uităm? Depinde ce vrei să calculezi. Și o să ne uităm în continuare la un studiu realizat de ce de la Prime Transaction și la Petrom, o companie care este ieftină și scumpă în același timp. Cei de la Prime Transaction au făcut o mediană a multiplului acesta price per earnings în ultimii ani și au ajuns la concluzia, de exemplu, la finalul trimestrului 1 2021, că bursa noastră se află la o valoare destul de ridicată a multiplului price per earnings 12,6. Ei, când au calculat acest multiplu de preț, au folosit profitul pe ultimele patru trimestre. Dar trebuie să ținem cont de faptul că în 2020 am avut două trimestre în care companiile listate la Bursa de Valori București au avut rezultate destul de slabe din cauza restricțiilor, restricțiilor de deplasare impuse de autorități. Și atunci, profitul fiind afectat, rezultatul, acest multiplu price per earnings, tinde să aibă o valoare mai ridicată. Așadar, noi, dacă vrem să evaluăm o companie, trebuie să încercăm să ne uităm către viitor, deoarece acele restricții de deplasare impuse de autorități, două care au afectat rezultatele financiare raportate de companii, cel mai probabil nu se vor mai repeta în următoarele două trimestre. Nu cred că guvernul României își va mai asuma un nou lockdown. Ar crea mult haos. Și atunci, dacă ne uităm la Petrom și ne uităm la ultimele patru trimestre și calculăm un profit pe ultimele 4 trimestre vom obține 1,4 miliarde și un multiplu price per earnings pe ultimele 4 trimestre de 16,3. Dar în trimestrul 3 2020 compania a raportat o pierdere și cel mai probabil această pierdere nu se va mai repeta în trimestrul 3 2021. Și sau trimestrul 4 2021 în contextul în care cel mai probabil nu vom mai avea un nou lockdown și prețurile petrolului sunt la niște Valori destul de ridicate, peste 70 de dolari barilo. În anul trecut, în trimestrul 3-2020, aveam o cu totul altă cotație a barilului de petrol, sau trimestrul 2, și rezultatele petrol m-au fost afectate. Însă, dacă ne uităm către finalul anului 2021 și calculăm un multiplu price per earnings cu un profit estimat de analiști de 2,9 miliarde de lei, aproape 3 miliarde, obținem un price per earnings de 7,6 așadar o companie mult mai ieftină. De aceea zic că Petrom este și ieftină și scumpă în același timp. Depinde cum te uiți. La finalul semestrului 1, deja Petrom avea aproape un miliard de lei profit, un grad de realizare a estimărilor date de analiști de 33%, să zicem are toate șansele să atingă această, acest profit estimat de 2,9 miliarde, având în vedere că urmează încă două trimestre. prețul petrolului este 70-75 de dolari, valori destul de favorabile pentru Petrom. Așadar, dacă acest profit va fi atins de 2,9 miliarde, Petrom ar avea un multiplu de 7,6 foarte atractiv. Noi uităm și la BRD, care și BRD E scumpă și ieftină în același timp, depinde cum te uiți. Citeam zile trecute niște comentarii pe rețele sociale, anumiți investitori se mirau, de ce mai crește BRD? Uite, e la 18 lei, nu înțeleg de ce crește compania asta. E scumpă. Haideți să ne uităm puțin cât de scumpă este BRD și dacă merită sau nu să investești acum pe maxime. BRD a publicat recent rezultatele financiare semestriale și a anunțat niște rezultate foarte bune dacă e să le comparăm cu trimestrele anterioare. Haideți să ne uităm peste raportul pe care îl avem în platforma Investește la Bursă, unde vă invit și pe voi să vă faceți un cont. Veți avea acces la foarte multe astfel de rapoarte și o comunitate de investitori foarte bine închegate, discuții, live-uri săptămânale cu cei din comunitate, foarte multe surprize. Vă invit să le, descoperi, să le descoperiți pe toate pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Comunitate. Deci, pe ultimele, ultimele rezultate financiare au fost foarte bune, și au venit în urma unor reversări de provizioane. O să vedem imediat. Rezultatul operațional a sărit foarte bine până la 430 de milioane. Cheltuielile au fost păstrate sub control, chiar mai mici decât cheltuielile pe trimestru întâi și uh, acestea au ajutat banca să raporteze un profit de 403 milioane de lei. În creștere, uh, față, atât față de trimestru întâi 2021, cât și față de trimestru 2 2020. Adunând ultimele 4 trimestre, deci profitul pe ultimele 4 trimestre, obținem un profit de 1,1 miliarde de lei, care ar duce Price Per Earnings-ul companiei pe ultimele 4 trimestre, pe ultimele 12 luni, la 10,7%. Și dacă e să-l comparăm acest Price Per Earnings cu valoarea celorlalte bănci listate la Pursa de Valori București, putem observa că, într-adevăr, BRD are cea mai mare valoare Price Per Earnings și am putea zice că este o bancă scumpă. În același timp, price pe book value este la jumătatea intervalului. Nu, aici nu putem spune că este o bancă foarte scumpă. Banca Transilvania, pe baza acestui multiplu, pare mai scumpă. Însă, trebuie să ne uităm către viitor. Întotdeauna când Facem o investiție într-o companie, noi nu cumpărăm trecutul, noi investim pentru viitor, pentru potențialul de creștere a business-ului acelei companii. Și dacă ne uităm la cheltuielile cu provizioanele, vă spuneam că în trimestru 2 banca a avut o reversare de provizioane care a ajutat profitul net al companiei să fie mai bun. Și, într-adevăr, este primul trimestru după o lungă perioadă de timp. În care vedem o reversare a provizioanelor. Banca și-a construit provizioane în fiecare trimestru pentru că estima o creștere a creditelor neperformante. Acest lucru nu s-a întâmplat. Dacă ne uităm pe cum au evoluat credele neperformante la nivelul băncii, putem vedea că acestea s-au menținut tot undeva la 3,3 și n-au crescut în mod accelerat, așa cum estimau mulți analiști. Și din acest motiv, banca a considerat acum la finalul semestrului întâi, că nivelul de provizionare pe care și l-a făcut este la un nivel adecvat și nu mai are rost să constru construiască noi provizioane. În acest context mă aștept ca rezultatele financiare ale băncii să se îmbunătățească pe următoarele trimestre. Analiștii de la BRK estimează un profit de 1,2 miliarde de lei pentru BRD la finalul anului 2021 și banca este deja la un grad de realizare a acestui profit estimat de 50% și are șanse, așadar, având în vedere că urmează încă două trimestre, are șanse să atingă aceste 1,2 miliarde. Atunci price per earnings sub băncii calculat pe finalul anului 2021 pe baza acestui profit estimat de 1,2 miliarde coboară la 10,1 de la 10,7. Eu estimez că având în vedere că banca nu și va construi noi provizioane cel puțin așa se pare că a ajuns la un nivel destul de bun cu provizionarea și având în vedere că veniturile băncii sunt undeva pe la 770 de milioane, 780 de milioane de lei și cheltuielile au cam rămas la un nivel constant sub 400 milioane de lei în ultimele în ultimele 12 luni sunt cam tot pe la nivelul acesta. Eu estimez că banca ar putea înregistra un profit undeva la 400 de milioane de lei pe următoarele două trimestre. Cu acest profit de 400 de milioane și neavând cheltuiel cu provizioanele, n-am luat în considerare o reversare a provizioanelor, am zis că acestea vor fi la zero, s-ar putea să fie un plus prin tot așa, cum am văzut în trimestrul 2, o reversare de provizioane. Eu am zis că nu vom avea nici cheltuieli, nici venituri din provizioane, am putea ajunge la un profit de 1,4 miliarde. La un profit de 1,4 milioane, price per earnings-ul băncii ajunge la 8,8. Deci, banca este mult mai atractivă, este undeva la nivelul băncii Transilvania, așadar, cu un profit de 1,4 miliarde, BRD devine destul de atractivă. Deci, nu mai este o bancă scumpă la un profit de 1,4 miliarde și având în vedere că Banca Centrală Europeană a ridicat restricția privind dividendele, privind distribuția de dividende, am putea vedea la o rată de distribuție de 80%, am putea vedea un dividend de 1,6 lei anul viitor, care înseamnă un randament de 9% la prețul de 18,1 lei pe acțiune, un randament destul de atractiv. Așadar, avem de-a face cu o bancă care ar putea raporta profituri în creștere în următoarele trimestre, care ar putea distribui anul viitor un dividend cu un randament de 9%. Așadar, acum avem o imagine mult mai bună asupra investitorilor care cumpără BRD la 18,1 lei, și o bancă care poate nu e chiar atât de scumpă cum o consideră unii. Sper că informațiile din acest video și toate, tot acest tutorial să vă ajute să înțelegeți mult mai bine cum să vă faceți calcule atunci când investiți pe maxime. lăsați în comentariile în secțiunea de comentarii acestui video și până data viitoare, investiți cât mai profitabile!